Fără credință, este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Vă spunem bun venit la o emisiune Vocea Credinței, Vox Fidei. Și de data aceasta o să rămânem în zona Israelului, în zona, zona Țării Sfinte. Și ne bucurăm să-L salutăm din nou împreună cu noi pe Daniel Stanger. Vă spunem bun venit! Bine v-am găsit! Uh, și de data aceasta ne vom îndrepta înspre Țara Sfântă. Am mai făcut deja câteva emisiuni despre Israel și astăzi o să îi punem din nou câteva întrebări despre munții lui Israel, dar am vorbit despre muntele templului înainte. De data aceasta o să vorbim despre muntele măslinilor, pentru că este un loc important dacă ne puteți spune câteva lucruri și haideți să începem cu acest munte al măslinilor, să vedem ce putem afla despre el și apoi în partea finală o să facem câteva aplicații practice despre credință. Muntele Măslinilor este printre primele care se vizitează când turiștii vin. De obicei, dacă există posibilitatea asta, este primul loc care se vizitează pentru că oamenii pot să, să vadă, să aibă o, o privire de ansamblu a ceea ce înseamnă Ierusalim. Și de pe Muntele Măslinilor... Vedem muntele templului despre care am vorbit mai devreme, este o imagine extraordinară a muntelui templului cu a, zidurile vechi construite în 1535, cu porțile Ierusalimului, dar dacă vorbim despre muntele pe care am fi așezați a, dacă am vedea muntele templului, e muntele măslinilor, un loc cu conotații extraordinare bi extraordinar biblice, pentru că având în vedere că David a stat acolo și a plâns către Ierusalim, către cetatea sfântă, care a fost prototipul Mântuitorului, pentru că stăm și ne gândim că și Mântuitorul a făcut același lucru, nu? Uh -huh. S-a uitat înspre Ierusalim de pe muntele Măslinor și a plâns pentru cetate. Muntele Măslinor este loc de asemenea important pentru că în spatele muntelui Măslinilor, și de data aceasta nu înspre Ierusalim, dar înspre deșert, există Betfaghe, locul de unde domnul a luat de unde ucenicii au luat măgărușul în duminica florilor. Pe urmă drumul florilor este de acolo care coboară de pe muntele Măsilnor așa de frumos și merge spre grădina Ghețiman și apoi înspre intrarea în orașul Ierusalim. Betania este puțin mai sus tot înspre deșert, locul unde domnul probabil că în săptămâna mare, cum toți creștinii știu, a petrecut în casa lui Lazar, Maria și Marta. Deci toate loc, toate locurile acestea sunt acolo. Dar Muntele Măslinilor are de asemenea o importanță extraordinară pentru că Scriptura spune că atunci când trebuia adusă vaca roșie ca jertfă, despre care am vorbit oarecum și într-o emisiune anterioară, această slujbă trebuia făcută cu fața spre Templu și probabil că pe Muntele Măslinilor. De asemenea, când Templul lui Solomon era zidit pe Muntele de vis-a-vis -vis Muntele Templului, în tradiția evrească se spune că era un pod care mergea de la Muntele. Templului până la Muntele Măslinor și țapul de Azazel era trimis de, de la Templu, se puneau păcatele poporului, dacă țineți bine minte da, istoria, da, da. și era dat înspre pustie, pentru că după Muntele Pus Măslinor vine pustia. Este valea aceea acolo, ce vale îi... Este valea Chidronului, aceea este valea între Muntele Măslinor și Muntele a, Templului, o vale importantă cu o grămadă de morminte, poate ați da, văzut da, când da, ați fost. Da, da, da. Ce, ce de ce sunt puse morminte, mormintele acele acolo? Știu că sunt foarte scumpe, ca să ai un mormânt acolo Sunt, sunt foarte scumpe și după câte știu eu, nu mai sunt decât câteva locuri libere, adică la sunt câți, epuizate. La un preț al Acum, deci după câte știu și după câte am avut cunoștință în urmă cu ceva timp erau sume imense, 300.000 de euro până la aproximativ chiar foarte mult să zicem așa, deci chiar cineva spunea că Uh, mormântul poate să ajungă la un milion de euro, uh, deci. dar <laughs> deci enorm de mult, mai mult decât ai pe o casă. Dar pentru că au credință oamenii, credința este că Mesia va veni acolo, evrei care sunt astăzi, deci ei cred în învierea din morți, o parte dintre ei, și cred că în momentul când Mesia va reveni, după cum știți, evrei nu cred în, în Isus, care este Mesia, așa cum cred creștinii sau evrei mesianici, dar Cineva care este Mesia va veni, el se va așeza, bineînțeles, în templul lui Dumnezeu care va fi pe muntele templului și atunci, pentru că oamenii așteaptă învierea din morți la venirea lui Mesia, ei vor fi primii la această la înviere. înviere da, da. Și e o credință extraordinară dacă stăm să ne gândim. E o credință extraordinară, dar nu are temeiul scripturilor. Acum... Revenind, țineți minte că am vorbit într-o emisiune trecută despre Talmud, despre învățăturile rabinice. ce deci vrei, pun pe aceeași bază și Biblia și tradiția da, și ăsta da, e motivul da, pentru da, care da, da. au această credință. Haideți să ne întoarcem la Muntele Măslinilor. Uh, am văzut acolo niște măslin uh, imens. Uh, poate o să vedem și câteva imagini cu ei. Uh, se numește Muntele Măslinilor pentru că avea măslini pe avea el. Măslin. Acum trebuie să știm, în, în Israel, de exemplu, la ora actuală, și cei care o să visteze Israelul uh, o să vadă: sunt denumiri biblice conform cu geografia locului respectiv, conform cu valea locului respectiv și așa mai departe. De exemplu, în nord avem. Valea Rodilor. De ce? Pentru că locul acela era plin de rodii. Uh -huh. Avem în Scriptură, în Evanghelia după Marcu, capitolul 12, o mențiune, un om a sedit o vie. Via, locul acela, și asta se numește via. De ce? Pentru că erau foarte multe vii. Uh -huh. Așa și pe muntele Măsilor se numește muntele Măsilor pentru că Știm din generații în generație că era plin de măslini și măslini despre care vorbiți sunt în revăr foarte, foarte mari. Aceștia sunt în grădina Ghețimani care este la poalele Muntelui Măslinilor și conform cu unii cercetători și cu unii ghizi sunt de 2000 de ani. Uh -huh. Lucru care poate fi adevărat uh -huh. pentru că numai să te uiți la dimensiunea imensă a celor pomi și de asemenea să te uiți la vlăstarii care ies din aceeași rădăcină și care dau rod astăzi, deci asta demonstrează că e ceva, că e ceva vechi. De ce se numește Grădina Ghețimani? Asta e, cred că e unul dintre subiectele cele mai frumoase pentru mine. Uh -huh. spuneam mai devreme că numele au însemnătate biblică și foarte multe au se numesc în felul acesta pentru că ceva s-a întâmplat sau pentru că ceva avea să se întâmple a, în limba ebraică se folosește termenul Gatshmanim Gatshmanim este presă de ulei uh -huh. asta este traducerea corectă din Gatshmanim în limba ebraică a ajuns ghețimani în limba română de adevărat că și termenul limba engleză și termenul limba română sună oarecum asemănător cu gat și manim. Deci dacă am stat să traducem acest nume, ar însemna presă de ulei. Și asta are foarte mare însemnătate biblică. Pentru că, dacă țineți în minte evenimentul, când Mântuitorul a intrat în grădina ghețimani, înainte să fie prins, înainte să fie judecat, înainte să fie răstignit. de deci el s-a dus acolo și a agonizat. Spune scriptura că și-a luat trei dintre ucenii, s-a dus undeva într-o parte și le-a spus să se roage. S-au rugat și a venit din nou și spune acolo, la un moment dat, pasajul acela că se roagă și spune, tată, dacă este cu putință, depărtează paharul acesta de la mine. Ce înseamnă asta? Că el era într-o suferință extraordinar de mare, era sub o apăsare extrem, extrem de mare. Și trebuie să ținem minte că Domnul s-a rugat de trei ori și s-a dus la ucenicii lui de, de trei ori. Și de fapt, asta din nou are o semnătate extraordinară, pentru că în momentul când ești într-o presă de ulei, acum eu lucrez uh, la un muzeu creștin care se numește Nazaret Village și acolo putem să explicăm lucrurile astea în detaliu. Ai văzut că aveți acolo uh, efectiv uh, construit de, exact. da, o presă, construit o presă de ulei. Exact. Cum se face uleiul? Deci avem o piatră de moară în mijloc, uh, menționată în scriptură de asemenea, dacă faci pe unul din acești micuți să păcătuiască o piatră de moară, ți târnă de gât și trebuie să știți, numai când ajungi acolo poți să-ți dai seama ce înseamnă asta. Adică în mintea mea până să ajung acolo era o imagine de o piatră ceva de genul ăsta care e ți-a târnată de gât, știi, așa cum ai un lanț la gât și uh, câteva kilograme, probabil, și cu asta Asta te ajută să te duci în fundul apei, dar nu este chiar așa. Piatra aceea de mor are aproximativ 500 de kilograme wow. și atunci mi-am dat seama de fapt ce a vrut Domnul să spună că în momentul când uh, tu te gândești la copia și faci să păcătuiască, e un lucru extraordinar de grav. Adică nu te joci. O piatră 500 kg este ceva să ia ternată la gât să te duci acolo în fundul apei. Dar ce ne ajută această piatră? Să zdrobim măslinele. Acolo noi punem și, din nou, veniți în perioada sezonului la muzeu, veți vedea, într-adevăr. Veți auzi până și sunetul zdro măslinilor zdrobite. Deci, mai ar cumpăra măsline când trece măgarul cu piatra aceea de moară? totul se zdrobește. Și practic ea este acționată de un măgăruș este care... De un măgăruș care se duce de jur în prejură. și vor acolo să repete sau să refacă contextul în care S-a vorbit despre, despre presa de ulei în Exact, deci ]ul pentru de cine nu știe despre ce e vorba la noi la muzeu Deci este o recreere a unui sat din primul secol Avem case care arată ca în primul secol Avem o presă de presat struguri care este autentică O presă de presat măsline care este o copie Avem casa țesătorului, casa dulgherului, dulgherului și așa mai departe Dar revenind la lucrul ăsta după aproximativ 5 minute există acolo numai o pulpă a măsilor zdrobită, este foarte uleioasă, foarte cremoasă, este exact ca și crema pe care o cumperi din magazin numai că e neprocesată, este exact cum e ea zdrobită, dar nu mai simți sâmburii, deci totul este zdrobit, zdrobit uh -huh. și acum ca să iei acest ulei trebuie să iei niște coșuri, să pui pulpa înăuntru și aceste coșuri să le presezi uh, sub o anumită presiune și presarea este de 3 ori. Mm. Și asta are o însemnătate din nou foarte mare. Sunt unii care consideră că tocmai cele trei momente de rugăciune ale Domnului Isus Hristos din grădina Ghetsimani ar fi conectat deci la Deci eu cred că, la... că asta este ideea pentru că de fiecare dată când, de exemplu, prima presă este numai prin presarea coșurilor și adică apoi... presarea coșurilor din greutatea lor. Sigur se că da, una. le pui unul peste altul și ce este de sub -t? este uleiul cel mai sfânt, cel mai pur. Probabil ați auzit de uleiul extra virgin sau ceva de genul acesta, un termen folosit astăzi. Uh -huh. Ei, uleiul care pare mi se, se folosea și la templu? Este un uleiul care-i dat lui Dumnezeu. În tradiție evrească primul lucru întotdeauna trebuie dat lui Dumnezeu și cred că asta e o învățătură și pentru noi astăzi. Da. Că întotdeauna primul lucru trebuie dat lui Dumnezeu și cel mai bun timp tot ce avem mai bun. Deci era dus la templu, pentru că acolo locuia Dumnezeu, și acolo se aprindea sfeșnicul cu șapte brațe, și de asemenea se ungeau cu un de lemn preoții are, uh, și împărații. Deci, asta e ulei pentru Dumnezeu. Pe urmă adăugăm prese. Și, din nou, când veți veni acolo, veți înțelege, este foarte greu să explicăm acum sistemul, dar se adaugă prese peste aceste coșuri, ca aceste coșuri să se preseze din nou și uleiul să aibă o altă calitate. Și de fiecare dată adaugi mai mare presiune. Acum, revenind la ce am spus mai devreme, că Domnul s-a rugat de trei ori, de fiecare dată Domnul a simțit o mai mare presiune asupra lui. Țineți minte că, la un moment dat, ultima dată spune că sudoarea i s-a transformat în picături de sânge. Ce înseamnă lucrul ăsta? Că într-adevăr presiunea a fost imens de mare și uh, asta înseamnă că a fost zdrobit. Deci putem face analogia aceasta exact. între presa de, de ulei de măsline și presiunea mare care era peste Domnul Isus Hristos și la fel ca și la Domnul Isus, au fost trei momente de rugăciune și aici sunt trei prese. Presi. De fiecare dată mai mare presiune. Dacă țineți minte în momentul când s-a dus pe cruce... Și a spus să ai deci a fost zdrobit treptat, treptat până în momentul acela. Dar revenind tot la presa asta, vă spuneam că cu piatră de moară zdrobim măslinele. Și acum putem să facem o altă analogie la pasajul din Isaia 53, uh -huh. unde spune așa de frumos în limba română, dar el era zdrobit pentru păcatele și fără de legile noastre. Și pedepsa care ne dă pace a căzut peste el. Deci din nou, o analogie extraordinară. Numai când vii acolo, și acum ne gândim din nou, la Dumnezeu nimic nu e la voia întâmplării. Uh -huh. Ducându-te acolo și văzând toate lucrurile acestea, spui întrebarea: Oare de ce a făcut Isus asta pentru noi? De ce a făcut Iesiul asta pentru noi? Și răspunsul este pentru că ne-a iubit. Uh -huh. Și el ne-a iubit înainte ca noi să-l iubim. Și asta e credința pe care cred că fiecare dintre noi trebuie să o avem. Adică, gândit te numai la ce a făcut El pentru tine. Asta e un răspuns al dragostei tale, având credință în El. Cred că uh, e un moment potrivit în care fiecare dintre noi să ne aducem aminte de suferințele Domnului Isus Hristos și uh, poate chiar prin analogia asta făcută cu presa de ulei să ne gândim cât de mare a fost apăsarea pe inima, pe sufletul uh, lui Isus pentru păcatele noastre. Aș vrea să rămânem tot în contextul acesta. Uh, fiind în Israel, am înțeles uh, mai bine câte ceva despre uh, Cina Domnului. Uh, și știu că evreii au o întreagă procesiune de sărbătorire a Paștelui, a Cinei Domnului. Uh, eventual, cred că ar fi interesant pentru ascultă pentru telespectatorii noștri să ne spui câteva lucruri despre felul în care s-a luat sau se luat cina. Uh, respectiv Paștele în perioada respectivă. Deci el se numește Seder Pesach, care înseamnă ordinea de Paște și lucrul ăsta se practică de, de mii de ani. Pentru că, din nou facem analogie cu ceea ce spune în Noul Testament, spune în Noul Testament că Domnul a trimis pe ucenici să așeze Paștele și să ia Paștele cu ei. Ce înseamnă lucrul ăsta? Semna că era ceva deosebit care se face numai de Paște. Și acum, având în vedere tradiția evrească care are de foarte mult timp, având în vedere faptul că Domnul era evreu, ucenicii lui erau evrei, deci de Paște nu putea să facă nimic altceva decât seder Pesach, adică masă de Paște. Uh -huh. Și atunci probabil că au făcut exact conform cu tradițiile evreiești, care înseamnă la această masă ți aduce aminte de ce a făcut Dumnezeu pentru Israel, eliberarea poporului Israel de sub robia egipteană și de asemenea credința în Mesia pe care o ai, că Mesia care va veni te va elibera și de sub dominația păcatului, lucru pe care creștinii îl astăzi la masa de Paște. Dar ce este interesant la această masă de Paște: că sunt patru pahare de vin în perioada respectivă. Când oamenii trebuiau să le ia la această masă de Paște, și fiecare are însemnătatea lui. Din păcate, nu avem foarte mult timp acum, dar probabil că o următoare ocazie o să vorbim și despre însemnătatea fiecărui pahar. Și al treilea pahar, care este paharul răscumpărării, deci în tradiție evrească acestea sunt. Iar în Exod, în capitolul 6, se spune fiecare pahar ce înseamnă. Deci, practic, să vă. Aducem aminte celor care ne urmăriți: masa de Paște era de obicei o masă luată în familie, în care da. te adunai cu toată familia, și era repetată pentru copii, pentru uh, cei din, din casă, toată istoria eliberării din uh, Egipt. Și aici avea loc procesiunea aceasta exact. cu cele patru pahare. Primul dintre ele era paharul binecuvântării, da. al doilea. Paharul sfințirii, apoi paharul răscumpărării și ultimul este paharul laudei. Uh -huh. Și fiecare are un anume sens. În Exod 6 revenim la acest pasaj. Pentru fiecare dintre aceste pahare este o expresie. I will în limba engleză, uh, ania se în limba ebraică eu voi face. De ce face Dumnezeu pentru tine? Și de acolo sunt preluate aceste, uh, aceste însemnătăți, aceste denumiri ale acestor pahare. În momentul când ajung la paharul al treilea, mai este un alt procedeu pe care îl faci înainte. Este vorba despre o bucată de, de pâine nedospită. Azimă. Da, deci în tradiția evrească sunt trei pâini nedospite, azime, care se pun unul peste altul iar între ele se pune un cerceaf alb sau o bucată de pânză albă. În momentul când se face rugăciunea să ia al doilea, acela se rupe în două, unul se... A, se așează într -o, în bucată aceea de, de pânza albă, se pune și se ascunde. Iar atunci când se servește al treilea pahar, copiii îl caută, copiii familiei, că vorbim este o, o sărbătoare familială, îl caută și când îl găsesc, bătrânul casei, cel mai bătrân din casă, bărbatul, ia acea bucată, o rupe și o dă la fiecare. Și asta este că ei iau bucata aceea în tradiția evrească, aceea reprezintă Dumnezeu a, cel care i-a scos din Egipt, este țara și este poporul. În tradiția mesianică, reprezintă altceva Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, deși nu toți evrei mesianici cred în, în Trinitate, dar este ceva asemănător. Și acum imaginați-vă, întâlnirea asta cu Domnul cu ucenicii, ia bucata de pâine care a fost ascunsă și a fost găsită acum, o rupe și o dă ucenicilor și acum vine și spune, acesta este. Trupul, trupul meu care se frânge pentru voi să faceți lucrul acesta în amintirea mea o făcea cu o zi înainte de răstignirea lui pe urmă ia paharul al treilea care e paharul răscumpărării și vine și spune în fața ucenicilor e venim la cină, la cina pascală acesta este sângele legământului celui nou uh -huh. deci este un lucru extraordinar oamenii înțelegeau, ucenicii cel puțin au înțeles despre ce era vorba și, practic acolo s-a făcut trecerea de la un paște de la o eliberare din Egipt exact. la un paște nou la o reașezare a legământului și Iisus Hristos când a ajuns la paharul răscumpărării a spus eu am venit să fac răscumpărarea. Atunci a că... instituit cina Domnului, da. pe care noi o luăm astăzi, în semn de aducere aminte pentru ceea ce s-a întâmplat, dar el este un obicei, pre... un obicei preluat din tradiția evrească. Pentru că sărbătoarea se suprapune: exact. sărbătoarea învierii și a morții Domnului sus cu sărbătoarea Paștelui. Și cu alte cuvinte, exot. trecem de la credința în eliberarea din robia. Egipteană, la credința în eliberarea de subdominația păcatului. Da, da, da. În toată povestea asta noi ne apropiem încet de sfârșit că emisiunea noastră, ca să fii beneficiarul sângelui și lui Hristos și a trupului frânt, ai nevoie de un lucru esențial și lucrul acesta se numește credință. Pentru că fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Și în domeniul acesta spiritual, credința operează, prin credință facem lucruri. Aș vrea să vă reamintesc, putem vorbi despre două dimensiuni ale credinței. Unul este oarecum mai natural, în care noi înțelegem lucrurile, în care le acceptăm și apoi ne punem încrederea în ele. Este foarte important să ai un fundament corect, să ai. Adevărul la bază și este foarte important să-l ai pe Isus Hristos ca și obiect al credinței. Vă dorim tuturor uh, care ne-ați urmărit să ne aducem aminte de suferințele Domnului Isus Hristos, de cele trei rugăciuni, de presiunea mare care a fost în Grădina Ghețimani și apoi pe, pe cruce. Uh, au fost suferințele pe care Isus Hristos le-a suferit pentru păcatele noastre. De aceea El este obiectul credinței noastre și ne punem încrederea în El. Și, pe de altă parte, cina Domnului este un moment de aducere a minte, a faptului că noi aparținem lui Isus Hristos, aparținem împărăției Lui, dar, din nou, trăim, intrăm acolo prin credință și umblăm acolo și trăim în această împărăție prin credință. Vă dorim o credință tare, de neclintit, bazată pe adevărul Scripturii și avândul pe Isus Hristos ca și obiect al credinței. Vrem să îi mulțumim și fratelui Daniel pentru uh, prezența în emisiune. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și eu vă mulțumesc și vă aștept în Israel pe toți! Uh, Dumnezeu să ne binecuvinteze o credință vie și lucrătoare. Vă dorim tuturor.